și-au propus să păstreze vie memoria victimelor Holocaustului și să-i comemoreze pe cei care au murit din cauza ororilor regimului fascist. Vorbim despre organizația Agudat Israel în Moldova, susținută de Climes Conference, care a lansat două proiecte mari săptămâna trecută, unde vor fi implicați studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Timp de câteva luni, aceștia vor reproduce evenimentele istorice prin intermediul picturilor și filmelor tematice. Tinerii prezenți la eveniment ne-au spus că sunt entuziasmați de oportunitatea oferită. На самом деле очень много мыслей на этот счет. Во-первых, конечно же, мне как студенту, который учится в Академии искусств на режиссера кино и телевидения, мне очень важна практика. Здесь очень уникальный способ научиться чему-то новому, совмещать эту практику с познаниями, повторениями истории про Холокост. Холокаусту есть и интрекут, дар антисемитизму мой есть и презент. Și eu cred că și foști studenți, și actuali studenți, și activiști, și tineri cărora le pasă, trebuie să fie să se implice activ și să promoveze acest mesaj de coeziune socială, acest mesaj de combatere a antisemitismului. Proiectele au cointeresat peste 30 de studenți de la Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Un număr care a depășit așteptările profesorilor. Știți, noi am așteptat să se înscrie undeva 15-20 de studenți, dar așteptare, adică a fost peste măsura așteptărilor noastre. Chiar și în perioada Holocaustului a fost, adică creația a avut loc, oamenii creau opere de artă, lucrări de pictură, grafică, sculptură și așa mai departe. Sperăm să se finalizeze acest proiect cu o expoziție foarte amplă, foarte frumoasă, adică pe măsura așteptărilor noastre. Aportul din partea facultății este unul, după părerea mea, foarte interesant, ingenios și considerabil, deoarece prin intermediul culturii, prin intermediul artelor, noi o să încercăm să coaptăm mai mulți vizitatori sau mai mulți potențiali consumatori ai artei. Proiectele The Last of Us și Surviving in Art Learning to Live vor fi implementate pe parcursul a 12 luni, timp în care toți doritorii vor putea admira expoziția de picturi și filme tematice realizate de studenți. Но мы рассчитываем, что они пройдут успешно, что ребята получат информацию, что они, кроме того, преобразуют ее в свою форму восприятия, что они передадут это своим друзьям, коллегам, семьям, и что все это вместе принесет свой вклад в то, что мы строим общество на основе взаимной помощи, дружбы, сотрудничества, соседства между людьми совершенно разных религий, национальностей, этносов и так далее. Potrivit datelor statistice, pe parcursul celui de-al doilea război mondial, în centrele de concentrare au murit peste 7 milioane de evrei, sute de mii de romi, persoane cu necesități speciale, dar și oponenți politici ai nazismului.